Este un început de an universitar cu emoții, deoarece suntem în anul centenarului. Acești boboci își vor aminti toată viața acest lucru, deoarece următorul eveniment va fi peste 100 de ani, când va fi bicentenarul României. În acest an ne-am pregătit cu spații de cazare, cu dotări de laboratoare, am pregătit burse din venituri proprii, burse de studii, burse de merit, astfel încât studenții să nu aibă motive să abandoneze. Facem toate încercările ca să reducem abandonul școlar. Anul trecut s-au redus cu 5%, în acest an ne vom concentra și mai mult. În acest sens, bursa minimă este de 600 de lei, iar bursa socială de 580 de lei. Cumulate, un student poate lua aproape 1200 de lei bursă lunar. Anul universitar începe cu 1267 de studenți la licență, 629 la master, 11 la doctorat, iar în total, pe toate ciclurile de studii, avem 5091 de studenți, cam același ca și anul trecut. Iată că în anul centenarului, Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău pornește la drum cu a 58-a promoție de boboci. Astfel spus, în anul 2018, universitatea are peste 5.000 de studenți în cele 5 facultăți care oferă 37 de programe de studii de licență, 38 de programe de studii de master, programe de doctorat în domeniul științei inginerești, peste 27 de programe de conversie profesională și multe alte forme de pregătire pentru, să spunem noi, tinerii și nu numai, din zona centrală a Moldovei.